10 decembrie 1998, moment de importanță pentru ANOFM. La această dată a avut loc prima ședință a Consiliului de Administrație. În prezent, ANOFM, prin intermediul Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, oferă servicii profesioniste celor care își doresc să se încadreze în câmpul muncii sau să evolueze din punct de vedere profesional. Instituția noastră acordă o atenție deosebită îndeplinirii obiectivelor majore stabilite prin strategia Europa 2020, respectiv creșterea ocupării forței de muncă prin diminuarea șomajului de lungă durată, a șomajului în rândul tinerilor, dar și a altor categorii de persoane care întâmpină dificultăți de integrare pe piața muncii. În acest sens, sub îndrumarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, implementăm o serie de proiecte finanțate din Fondul Social European, prin programul operațional Capital Uman 2014-2020, urmărindu-se astfel creșterea oportunităților de încadrare în muncă a persoanelor apartând unor categorii dezavantajate sau cu acces mai dificil pe piața muncii. ANOFM are în acest moment în implementare 7 proiecte în valoare de peste 400 de milioane de euro, aflate în finanțare până la finalul anului 2022. Cu acest prilej aniversar, mulțumim membrilor Consiliului de Administrație al ANOFM, tuturor partenerilor și colaboratorilor, clienților noștri și nu în ultimul rând colegilor pentru sprijinul și încrederea acordate. Prin intermediul acestei instituții, șomerii sunt ajutați să-și găsească un loc de muncă, iar cei care nu au o pregătire profesională sunt angrenați în diverse cursuri de formare, calificare profesională.